știri, avem greutăți acolo unde nu te aștepți. Reduce da. Termenii asemenea. Da. Alt tip de exerciții. Da. Zicem? Nu cred că am uitat. Radical din 2 ori x. Radical din 2 x. Radical din 2x afară, nu? Da, x afară, pe lângă. Da. 2 radical din 2. 2 radical din 2. Minus 3 supraradical din 2. 3 supraradical din 2. Închideți paranteza. Plus radical din 3 ori y. Radical din 3 ori y. Pe lângă. Radical din 3 plus 2 supraradical din 3. Închideți paranteza. Minus x minus 5y. Minus x minus 5y. Da. Vorbește Miruna, parcă nu? Acolo e x pe lângă 2 radical din 2 minus 3 pe radical din 2 ori x. Da. Mm. Dar mai este x, și aici e x, Mihaela? Și aici x? Nu, nu. Nu mai este x-ul ăsta. E ce greșeală. Și egal cu 2 radical, amplificăm prima fracție cu radical din 2. Așa e face, da? Bun. Și așa. Dar lași pe x afară și mulțești cu radical din 2 ăsta. Radical din 2 pe amândoi. Și ideea ta este corectă, aduc la același viitor. Și dacă și varianta care ți-o propunem, mulțești cu radical din 2 pe ăștia amândoi. Și vine 2, radical din 2, radical din 2 face 2, 2 ori 2, 4. Deci 4, nu? Da. Deci egal cu x pe lângă, te rog, vorbește. Și egal cu x pe lângă. 2 4. Radical din 2 ori radical din 2, 4. 4 va fi. Minus 3, 3 radical din 2 pe 2. Pe, nu, 3 radical din 2 supra radical din 2. Că uite, radical din 2 ăsta când înmulțești cu 3, vine 3 radical din 2 supra radical din 2. Se simplifică radical din 2 pe radical din 2 și rămâne minus 3. Da. Ăsta a fost, da? X pe lângă 4 minus 3, am zis, da? X pe lângă 4 minus 3. Plus radical din 3, plus y pe lângă, plus y pe lângă 3. Ce ai de gând să faci? Să amplific cu radical din 3, radical din 3, radical aici, din da? 3. Da. Da. Dacă și cu asta, îi spuneam păi să da, mulțești. Păi da, asta, asta am zis și eu acum. Păi dacă zici că amplific, cu radical din 3, ăla, nu. Nu, mulțesc. Da? E pronunțat, îi aduc la același, da, dar mulțim. Radical din 3, radical din 3 face 3. 3 plus 2 pe 2. Plus 2. Minus x. X minus 5y. Egal mai departe cum? Egal cu x plus 5y. X plus 5y. Minus x. Egal cu 0. 5y egal cu 0. Așa este. Altă exercițiu? X pe lângă. X pe lângă. Radical din 3 plus 1. Radical din 3 plus 1. Pe lângă radical din 3 minus 2. Radical din 3 minus 2. Plus Y pe lângă. Radical din 2 plus 3. Radical din 2 plus 3. Pe lângă radical din 2 minus 1. Radical din 2 minus 1. Plus radical din 3 X. Radical din 3 X. X. Minus 2 radical din 2 Y. 2 radical din 2, Y. Y. Egal cum? La prima să se mulțim în paranteză. Adică corect. E 3 X pe lângă. X pe lângă 3 minus 2. Nu e pătrat. Nu e formula aceea. Da, da. A plus pe lângă. Asta e minus 2, nu e minus 1. Că dacă ar fi fost minus 1, zicea A plus B pe lângă A minus B. A la 2 minus B la 2. Nu, mulțim. E 3. 3 minus 2 radical din 3. Da. Plus radical din 3. Corect. Minus 2. Minus 2. Plus y pe lângă. Y pe lângă. 2. 2, da. 2. Minus radical. Anca, nu mai te uita la tabla. Se capul numai acolo și urmărește exercițiul tău, că e obositor ca să zici capul așa. Și eu te duci amențit acasă. De mișcarea asta continuă. Deci atenție mult. Lucrăm acolo și te uiți așa și lucrezi pur și simplu. 2 minus. Deci nu ai ieșit pe căiță. Deci 2. 2 minus radical din 2. Da.
plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Minus 3. Minus 3. Pe lângă... Nu mai este, pentru că am mulțit. Plus... Am închis paranteza. Plus radical din 3x. Da. Din 3x minus... minus 2 radical din 2y. Plus 3 radical din 3x. X minus 2 radical din 2y. Minus 2 radical din 2. Y. Y. Și egal cu? Egal cu x pe lângă... x pe lângă. 1 minus... Da. 1 minus... 3... Minus? 3 radical din 3. Cum mă 3? 1 e așa și 1 e așa. Minus radical din 3. Minus radical din 3. De ce faci? Mă faci de bază. Plus y... Pe lângă. Pe lângă. Minus 1. Deci minus 1, da. Mhm. Minus 2 radical din 2. Și plus, mă... Plus, ăsta e 3 și ăsta e 1. Din 3 scazi pe 1 și mai 2? Păi, păi da, 2 am zis. E minus 2 radical din 2. Am auzit eu greșit. E păi plus, da, plus 2? Da. Bun, atunci e perfect. Plus 2 radical din 2. Da? Plus 2 radical din 2. Mm. Și plus 3 radical din plus 3. Plus radical din 3. Plus 3 radical din 3? Plus, nu, radical din 3 atâta. Radical din 3. Plus radical x. Da. Minus 2 radical din 2y. Da. Egal cu... Egal cu x. Distribuim pe x. Ori am putea, dar mai degrabă grupăm. Și scoatem pe x în comun. De la ăsta și ăsta. Și x pe lângă 1 minus radical 1 minus radical din 3. Cu plus radical din 3. Plus radical din 3. Așa, plus y. Plus da. Y pe lângă. Y pe lângă minus 1 plus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Și egal cu x plus da. Y. Radical din 3. X radical. Minus Y. Da, x minus Y. Deci egal cu răspunsul egal cu x minus Y. Deci atenție multă. Cum mulțim paranteze, cum așezăm, cum... Da? Să pune și primul rând, profesor. Da. Apoi ultim. De ce mă râne? Deci părați odată? Nu, nu văd, că mișcă. Acum o pune. O pun numai via. Și am senzația că nu mă întreabă. Deci te-ai lăsat, rămâi în urmă sau ce? Nu știu. Mm-hmm. Păi ce facem, copiem pe tamă? Nu verificam. Așa, acum. Deci până la sfârșit, Miruna la comandă. Nu mai Miruna? O să vadă, domn profesor, cum îi vine. Păsar ce da. Salt, când cred eu și altă da. Da. Deci sunt tipul greșiților. Exact. Cred că chestia aceea. Nu te vorba pe urechi. Stop aici, continuă tu, stop aici, continuă tu. Da? Mai făc noi într-o seară. Da, da, da. Cred că aceea e cea mai tare chestie. Exact, așa să vedem și cine sunt, cum sunt atenți. Cum urmăresc, sunt așa că e destul de jenant ca să nu poți continua greșiților. Da, exact, adică... Exact varianta care vă spuneam că o aplicam la meditații. Aveam 10-12 la meditații și spuneam, stop, continuă tu, stop, continuă păi tu. Da, e corect așa. Pfă, eram nebuniți. Pentru că alții dorm, știți? Da? Și nu știa până să iasă afară din cameră când se termina meditația, te era de stresat și obosiți. Bă, și ne stoarce ca plămâie asta. Dar ce să faci, măcar să știi părinții, că ce dădeam un bănuț. Păi, da, păi, numai așa, numai păi, așa da. Se întâmpla ca din cei 12, 10, 11 mâine la smisă, toți l-au la facultate. Păi, dar normal. Asta era rapid. Mai lasă-l, doamne, să vă... A fost Ciprian aici. Putea să spunem Ciprian, că a fost în clasă cu Cristi. Da, da, știu că mi-a zis. N-a venit odată cu fetița. Așa, așa, și asta era rapid. Erau nebuniți. De ce? X pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă. Radical din 2 minus 1. Pe lângă, radical din 3 plus 1. Mirna, la ce n-auzi când dictezi? Radical din 3 plus 1. Plus. X pe lângă. Radical din 3 minus 2. Pe lângă, radical din 2 plus 1. Intrești tu ce plus mine. Minus. X pătrat, radical din 2. X pătrat, radical din 2. X pătrat, radical din 2. Așa. Pe lângă.
radical din 3 minus 1 plus x radical din 2 pe lângă 2 minus radical din 3. 2 minus radical din 3. Exemplu. Miruna, vă rog. X la a doua pe lângă radical din 2 minus 1. Unde mai am x la a doua? Păi, Miruna, Miruna, hai să mulțim asta. La Miruna o zis am x la a doua pe undeva. Mai ai x la a doua, Miruna, dar trebuie să mulțim paranteze ca să aranjăm coeficientul. X la a doua ori radical din 6. Da. Plus radical din 2. Corect. Minus radical din 3. Da. Minus 1. Corect. Plus x pe lângă. Plus x pe lângă. Adi. Plus x pe lângă radical din 6. Plus radical din 3. Minus 2 radical din 2 minus 2. Minus x. Minus x pătrat pe lângă. X pătrat. Ba nu, x pătrat radical din 2. Nu, și mulțime. A, x pătrat radical din 6. Corect. Radical din 6 minus radical din 2. Corect. Plus Anca? Profesor, nu era mai simplu dacă făceam cum o zis Adi, x-ul radical din 2 și mulțeam la 2 radical din 3 minus 1 și 2 minus 4. Eu vreau să-mi aranjez să fie așa, x pătrat pe lângă cine o fi, x pătrat pe cine o fi, să scot pe x în factor comun ca să-l organizez în ordine descrescândă, nu? Asta este motivul. Plus x pe lângă. Plus pe lângă radical din 2 radical din 2. 2 radical din 2. Minus radical din? Minus radical din 6. Egal cu Miruna, mai departe. X la a doua ori radical din 6. Radical din 2, acum nu am putut să facem. Nu facem nimic. X la a doua atunci pe lângă. Copiem pe ăștia acolo. Radical din 6 plus radical din 2. Minus radical din 3 minus 1. Da. Și ne mai ducem la x pătrat. Unde mai avem x pătrat? Aici. Aici. Minus x pătrat de 2 scos, minus radical din 6, minus radical din 6, plus radical din 2. Plus radical din 2. Și plus x adi pe lângă. Plus x pe lângă, radical din, ia mai avem ceva de simplificant? Nu. Nu avem. Deci rămâne așa, radical din 6 plus radical din 3 minus 2, radical din 2 minus 2. Și mai avem undeva x, da, aici, plus 2 radical din 2, minus radical din 6. Egal cu? Miruna? Anca, egal cu? Egal cu x la 2 pe lângă 6. Radical din 6 cu minus radical din 6, reduc. Radical din 2. Nu. Și vin acum 2 radical din 2. 2 radical din 2 minus radical din 3. Minus 1. Plus x pe lângă. X pe lângă radical din 6 cu radical din 6. Minus radical din 2 cu plus radical din 2. Nu, 2 radical din 2 plus 2 radical. Cu tot, uite, vezi? Minus 2 radical din 2 plus 2 radical din 2. Așa? E o greșeală la mine? Nu. Și-a rămas doar radical din 3 minus 2. Plus radical din 3 minus 2. Deci atât l-am organizat descrescând. Nu? Coeficienții sunt așa. Să scoatem x. 2 radical din 2 minus radical din 3 minus 1. Mi-a dat pe lângă radical din 3 plus 1. Da. Atunci am greșit noi undeva. Hai să vedem încă o dată. Radical din 6 plus radical din 2 minus radical din 3 minus 1 e bine? Radical din 6 plus radical din 2 minus radical din 3 minus 1, da. Și x pătrat mai avem aici. Minus radical din 6 plus radical din 2. Minus radical din 6 plus radical. Minus radical din 2. Păi da, minusul din față schimbă semnul. Așa. Și era radical din 6. Uite aici era. Unde suntem? Radical, înainte a fost radical din 2 până în radical din 3 minus 1. Plus radical din 2. Da, gata, gata. Da? Plus radical din 2. Iacu. Bun. Și acum am revenit, x pătrat pe lângă 2 radical din 2. Bine, exact. Când îi controlăm că putea să fie greșeală Să scoatem pe x
Îl putem scoate, dar nu zice autorul, pare să lăsăm așa, vorbim despre... Să lăsăm așa, da. Vorbim despre scând, suntem tot în capitolul acesta. Suntem la reduceți termenii asemenea, nu? Deci, mai trebuie putem... să facem, putem să... pe X, să facem ceva. Da, mai putem scoate... Pe da, termenul asemenea nu mai avem. Dacă desfacem mai aici, X pătrat pe lângă. X. Da, e bine așa, atât se lasă, da. Deci lasă varianta. Am un exercițiu frumos, domn profesor, aș vrea să-l facă Miruna. Da, gata tema? Nu, nu e gata tema, e în continuare. Uite. Care ăsta e U? X radical adânc din. Da. X radical adânc din. Paranteză rotundă. 1 minus radical e fracții, din 2. Nu. 1 minus radical din 2. Totul la a doua. Totul ăsta la a doua. Plus. Y radical adânc din. Păi de ce și obțești? 2 minus radical din 2. Vedeți că visează ăștia. 2 minus radical din 2. 2 minus radical din 2. Totul la a doua. Plus. Y radical din 2 minus Y radical din 2, doar. Da. Minus X radical din 2. Radical din 2. Iu. Nu, lasă-mi și pe mine. Tu ai făptit? Da, înseamnă că știi. Lucrează. Radical din... X ori? Așa. X ori modul din 1 minus radical din 2. 1 minus radical din 2. Plus Y ori? Plus ori 2 minus radical din 2 modul. Corect. 2 minus radical din 2 modul, ca așa se iese radical, știm bine, plus Y. Plus Y radical din 2 minus X radical din 2. Și egal mai departe cu? Și egal cu E negativ, deci vom avea X ori... Deci e negativ și atunci vine da. X pe lângă? X pe lângă minus 1 plus radical din 2. Foarte bine. Minus 1 plus radical din 2 scrie așa, nu? Plus Y pe lângă? Radical din 4 aici nu e negativ, rămâne așa. 2 minus radical din 2 e pozitiv, rămâne da. Așa. 2 minus radical din 2 plus Y radical din 2 minus X radical din 2. Și e minus X plus radical din 2 ori X plus 2... Ce adică se face desfaci paranteza, da. Da? Minus X radical. Minus plus X plus radical din 2 ori plus X ori radical din 2, da. Plus 2Y minus Y ori radical din 2 plus Y ori radical din 2 minus X ori radical din 2. Se simplifică minus Y ori radical din 2 cu Y radical din 2 minus X radical din 2 cu plus 2 radical din 2 ori X și o să avem egal cu minus X plus 2Y. Minus X plus 2Y. Adică 2Y minus X. Sau 2Y minus X. Este același lucru. Foarte important aici este tot sub modul. De sub radical respectiv în modul. Foarte important că aici am schimbat, din coace n-am schimbat. Corect. Tentația aceea care... La prima am schimbat și la a doua. Da, prima am schimbat și din coace n-am schimbat. Da. Zice, rămâne așa, s-o duci radical 1 minus radical de 2. Și ai greșit. Da. Este minus 1 plus radical de 2. Mă bucur că v-ați adus aminte, da. Tu nu trebuie să-i suplic, eu vreau să văd dacă Miruna și-a zicea aminte. Nu știu ce. N-ai de unde știi acum. Acum de unde știi să știi. Da. X pătrat, radical adânc din, radical din, da mama, mai avem. X pătrat, radical, X pătrat radical, radical din 2, radical din 2, minus 3. 2 radical din 2, minus 3. Bun, profesor, cred că e la a doua și e o greșeală de tipărire. Sigur că da. Totul la a doua. Da. Plus, minus. Minus? Minus. Da. Deci, 2 radical din 2, minus 3, totul la a doua. 2 radical din 2, minus 2, 3, minus totul 3. La a doua. Totul la a doua. Minus X, radical din 3 radical din 2 minus 4, totul la a doua, plus X la a doua radical din 2, pe lângă 2 minus radical din 2, plus 3 radical din 2X. Închideți acolo, plus da? 3? 3 radical din 2X. Radical din 2 X. X. Cine zice? Adi. X la a doua modul din 2X 2 radical din 2 2 radical, da, 2 radical din 2X minus 3, 3. Lasă cu X-ul, minus 3 atât. Păi da, minus 3. Bun. Minus X X, pe X modul din 3 radical din 2 minus 4
plus x la a doua, radical, da. X la a doua radical din 2. Și 2 minus radical din 2, pe lângă. Pe lângă 2 minus radical din 2, da? Mm-hmm. Pe lângă 2 minus radical din 2. Da. Plus 3 plus radical din 2, da. X. Egal cu 8. X la 2, ia să vedem. Dacă punem 2 la 2, 4, 4, 6, radical din 9 minus radical din 2. E mai mare ăla din... Deci se schimbă semnul. Da, se schimbă semnul. Da? Deci vine, da, aici... Minus 2 radical din 2. De ce? Ca să înțeleagă toată lumea. 2, dacă îl băgăm în interior, vine 4, 2, 8. Radical din 8 și dincolo radical din 9. Radical din 8 e mai mic decât radical din 9, deci e negativ, schimbăm semnul, da? Da. Deci pe lângă... Minus 2 radical din 2 plus 3 minus x, pe lângă. Dacă punem așa, 9 ori 2, 18 și minus... 9 ori 2, 18 și 16. Rămâne așa, 16, da. 18 și 16, rămâne așa, da? 3 radical din 2 minus 4 plus x. Deci pe lângă 3 radical din 2 minus 4 x la a doua. Pe lângă. Pe lângă 2 radical din 2. Dar aici nu a fost modul. Da. 2 radical din 2. Deci 2 radical din 2 mulțești. Așa. Minus, minus 2. Minus 2. Plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Și egal cu? X la a doua pe lângă. Scoatem un factor comun, x la a doua. Da. Și avem așa, minus 2 radical din 2 plus 3. Plus 3. Plus... 2 radical din 2 minus 2 plus x, pe lângă. Da, plus x pe lângă 3 radical din 2, da. Plus 4. Atenție! Ai zis 3 radical din 2 pentru că e clasă de văzut. Dacă am zis plus x, trebuia să bagi minusul aici. Da. Dar acum zici minus în continuare și minusul asta. Da, minus 3 tuturor. Radical din 2. 3 radical din 2. Plus 4. Nu ar trebui să spunem un x acolo? Unde? 3 radical din 2, x. 3 radical din 2? X. E minuna, dintre ăsta și ăsta am scos pe x în factor. Și x-ul l-am scos, vine 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2 și plus 4. Uh-huh. Da? Uh-huh. Egal minuna mai departe. Egal cu... Minuna. Cu x la 2 minus 2 egal din 2 plus 3 egal din 2, da. X la 2 plus elementar x la 2 x 3 care egal din 2 cu minus 3 egal din 2 plus 4x și da. Putem da foarte cum pe x, da, egal cu x pe lângă x plus 4. Corect. X pe lângă x plus 4 este forma finală. Mihaela? Da. X pătrat pe lângă. Gura. Cum? X pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă. Radical din 3 minus 6, scrie. Radical 3 minus 6. Totul supra 6. Radical din 6. Totul supra radical din 6. Plus. X pe lângă. X pe lângă. Radical din 3 plus 1. Totul supra radical din 3. Da. Minus. X pătrat pe lângă. Radical din 2 plus 1. Supra radical din 2. Totul. Și cu tot cu X, domn profesor. Dar mai mai. Cu tot cu X pătrat ăla. Sau cum vreți. Merge și vreau. Așa, da. Supra radical din... Supra radical din? 2. 2, da. Minus. Închide paranteză. Dacă îl lași în față, nu mai paranteză. Dacă îl pui așa și zici așa, cum ai zis așa, tot, așa, așa e, da. Minus X supra radical din 3. Minus x supra radical din 3 plus x pătrat. Egal. Miruna? Desfacem paranteza. Miruna? Ne tot gândim la chestia aceea. Scoatem x pătrat de factor cum își punem. Avem 1, 2, 3 termeni. Da, verificăm a doua. Deci x pătrat pe lângă. Am făcut aceea în viitor ca să... Nu, Miruna. X pătrat pe lângă ăsta, minus ăsta și minus plus 1. Și pe urmă, acolo, în interior, vedem ce facem. X pătrat pe lângă
Radical din 3 minus 6 supra 6. Da. Plus radical din 3 plus 1. Unde suntem acum? Ne-a zis acolo. Că dăm factor comun. Atât. Radical din 2. Deci, Miruna, să terminăm cu x pătrat. Da. Minus minus linii de fracții, radical din 2 plus 1 supra radical din 2. Minus 1. Minus, am lăsat minus în fața linii de fracții, Miruna. Aha. Deci atenție mult aici, aici e capcană. Dacă pui și îl schimbi acolo, de fapt, e făcut, e comis o greșeală. Radical din 2. Plus 1. Plus 1. Da, la sfârșit. Plus x pe lângă. Plus x pe lângă... Radical din 3 plus 1. Plus 1 supra radical din 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe radical din 3. Da. Minus 1 pe radical din 3, da? Plus... E cam mai departe cu... Amplificăm cu radical pe a doua cu radical acum din 3. Acum vedem numitorul comun. 6, radical din 6. Deci ăsta cu radical din 3. Și pe ultima cu radical din 6. Da. Și avem x la a doua pe lângă. Radica, supra, totul supra radical din 6. X la 2 supra radical din 6 putem pune chiar în față. Da. Perfect, ai zis. Și avem radical din 3. Radical din 3 minus 6. Minus radical din 2. Minus radical din 6. Așa că am amplificat cu radical din 3. Minus radical din 6. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Și plus radical din 6. Plus radical din 6. Și plus x. X pe lângă radical din 3 pe avem același numitor. X plus x. Deci x pentru că se radical din 3 minus 1 plus 1 se duce, radical din 3 cu radical, deci plus x. Plus x. Atât. Și egal cu radical din 3 minus radical din 3 minus radical de 6 cu radical de 6 minus 6 pe radical din 6. Egal cu minus 6 pe radical din 6, zici bine. 6 pe radical din 6, x la a doua. Și se pune coeficientul în față. Da. Plus x. Plus x, da. Și atât. Și raționalizăm, că nu ne permitem să rămânem așa. Am plus cu radical din 6. Da. Și egal cu radical din 6 pe 6. Deci egal cu minus 6 radical din 6 pe 6. X la a doua supra 6 plus x. 6 cu 6 se reduc. Termină, se simplifică. Și minus, minus radical din 6 egal cu minus radical din 6 x la a doua plus x. Iată, acesta este rezultatul. Observați care mi este ideea. Miruna, nu vă frământați să rugați așa întotdeauna, că am un obiectiv. Acela de a scoate x pătrat, că vreau să-l și organizez. X pătrat pe lângă. Ce-o fi expresia asta? Ce-o fi dincolo expresie? Și urmează acum ca în fiecare din paranteze să lucrez. Da? Și plus x, e văzut, se face repede. Câte ceasuri? Stați de doarea lui Cosmie. 28. Mai era un exercițiu, dar... 26. Așa. Da, să ne ducem. Hai să-l faci și pe acela. Facem și pe ăla? Este! Da, îmi place! Las-o! Îmi place! Dar n-am avut ca temă așa... Da. Este! Mulțumim! Vă iubim! Chiar îmi place! Da. Am făcut eu o temă. Da. Ce actor cunosc fi. Da. Aha, vedeți, așa numai se dă drumul, ne dă drumul la mână. Dacă nu vreau. Pot să-l fac eu singur. Pătrat radical din... Deci x pătrat radical din log 5 x pătrat radical din da. 4 radical din 3 minus 7 totul la pătrat 4 radical din 3 minus 7 totul la pătrat totul supra radical din 3 de desubt aici totul și x-ul ăla da. Supra radical din 3 minus x la a treia radical din deci minus x la 3 radical din 7 minus 5 radical din 2 minus x la a 3 radical din 7 minus 5 radical din 2 totul la pătrat totul supra radical din 2
scriu. Minus 7 x pătrat supra minus radical 7 din 3 x pătrat supra radical din 3, da. Minus 7 x la a treia supra radical din 2. Bravo, Alice. Ești activ, ești atent. Te rog. Așa, egal cu x pătrat în modul din... Să mai merge în continuare, merge bateria, e bine. Da, modul din 4 radical din 3 minus 7 supra radical din 3 minus x la a treia modul din 7 minus 5 radical din 2 supra radical din 2 minus 7x la a doua supra radical din 3 și minus 7 x la 3 supra radical din 2 egal cu egal cu x la a doua dacă îl băgăm nu rămâne așa. Nu rămâne ce zici, Miran, și o să avem așa, minus 4 radical din 3 plus 7, adică x pe lângă. Să vedem un pic. La ce te urmă? La acolo, la primul. Aici? Să-l băgăm sub modul. Deci, pe cine? Pe 3 ăsta? Nu, nu, pe 4. 16 ori, 3, 4 și 8. Și la 4 și 9. Și nu rămâne așa. Și nu rămâne așa. Schimbă semnul. Da. Și o să avem așa, x la a doua pe lângă. Minus 4 radical din 3 plus 7 supra radical din 3 minus x la a treia pe lângă. Nici aici nu rămâne, 5 ori 5, 2 și nu rămâne, deci îi minus 7 plus 5 radical din 2 supra radical din 2 minus 7x la 2 supra radical din 3 minus 7x la 3 minus supra radical din 2 și egal cu x la 2 pe lângă. Așa, x la 2 pe lângă. 4 minus 4 radical din 3 plus 7 supra radical din 3 minus 7 supra radical din 3. Foarte bine. 7 pe radical din 3. Minus. Chiar în paranteza, da? Da. Minus x la 3 pe lângă. Minus 7 plus 5 radical din 2 supra radical din 2 minus 7 supra radical din 2. Minus 7 supra radical din 2. Egal cu x la a doua, 7 cu minus 7 se reduc, adică îi... Ai avut aceeași vector, 7 da. Minus 7 se reduc. Adică radical din 3 cu radical din 3 se va simplifica, face minus 4. Da. Minus 4, da? Da. Deci nu te sperii, că ai avut așa, 7 cu minus 7 și a rămas nu mă sperie, 4 radical din 3 pe radical din 3 și deci a venit minus 4. Da. Deci x la a doua... Adică e practic minus 4 minus x la a doua bine. Minus, ia să vedem, 7, minus 7 cu minus 7, nu se reduc. Nu se reduc. Atunci avem așa, minus 14. Bine, minus... Minus 14. Minus x la a treia, să minus scriu. Minus x la a treia pe minus lângă... 14, minus 14, plus 5 radical din 2. Plus 5 radical din 2. Supra radical din 2. Să știi că ar vrut să se reducă 7 cu minus 7. Da, ori am greșit mai undeva, ori e greșit are o greșeală, că așa trebuie să fie frumos. Așa că, mai revedim o dată. Aici a fost 49 și 50. Am greșit noi. De ce? Că mama ei s-a redus 7 cu minus 7. Stai o secundă. Minus x la 3 pe lângă. Minus 7 plus 5 radical din 2. E cu plus atunci la un și la o secundă. Adică când am scos pe minus în da, față și era plus. Cu plus. Aici, da, aici. Acolo. Plus aici. Da. Da. Atunci se reduc și o să da. Avem așa. O să avem minus... minus... Minus 7 cu minus 7 s-a redus. Da. Minus 5... Minus, bă, minus 5... 5... 5 x la 3. Da, 5 x la 3. Da. Da, 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 mai corect. Așa, așa e. Bravo! Bravo, adulți! Bine te-a plăcut! Când te încălzești și te înfingi la treabă, merge treabă. Exact, și ne place de tine, adică ne place ce auzim. Ce trebuie... Ieruna are nota 3, azi... Nu e adevărat. 4, haideți o problemă.
Numai pentru că te-am văzut un pic mai distrată. Și n-ai insistat mai cu ce așa. De aceea m-am atras să intru în natură. Dar a fost prea dur. A câte dați acum cu adevărat? Nu. Cam 7. Și mie? Îl dau 9. Mersi. Și Lonca? Nu, ți-i dau 9 și restul atât de 2, cam așa. Nu, 9, a meritat. A fost atent, a lucrat frumos. Da. De ce să nu îi recunoaște meritele? Nu mai sancționăm pe un om sau sunt eu și corect? Păi da, trebuie să fim corecți, corect. Luați-vă sucul, eu înțeleg. Bun. Hai, facem sinteza. Sinteza, mă, da. Sinteza cu pic. Oh, ce am putut să facem azi? Și chiar am lucrat o temă foarte lungă. Da, domnul profesor o să fie încântat. Vă uitați? Vă uitați la câte ghișințe s-au făcut? Cred că sunt câteva 10, dacă nu știu. Toată tema, domnul. Așa, toată tema. Mai rămâneam un pic de timp, vedem. Lucram toată cartea. De fapt, trebuie făcut așa. Nu a spus că trebuie lucrate toate, nu. Păi de asta am și făcut așa, domnul. V-am ascultat. Da. Zicem așa. Ce am făcut noi? Calcul algebric. Calcul algebric. Radicali. Proprietăți. Proprietăți. Operații cu radicali. Da. Raționalizarea. Cu radicali. Am raționalizat. Raționalizarea. Da, termenii. Am reținut termenii. Da. La vivarea numitorului. Da. Termene asemenea. Termene asemenea. Modul. Modulului număr. Așa sunt chestii foarte importante, radical din x pătrat. Egal cu modul din X, lucru esențial. Și acum am explicat modulul. Exact. Și vedeți că dacă am insistat atâta, ei au înțeles și au văzut și repede. Da, astăzi a fost o zi frumoasă. La revedere. Mi-am mers la ei. Mai puțin. La revedere. Hai zi, like și share. Nu uitați de like și share. Să nu uite, prietenii noștri, sigur că da. La revedere, dragilor.